Seara bună la voi sau bună dimineața. Vreau să vă prezint motocicleta care în sfârșit, din martie până acum, a sosit. Și nu-mi pare rău că a sosit cu întârziere, îmi pare bine deoarece e o frumusețe, o frumusețe maximă. Probabil vă întrebați unde ești. Sunt în Brănești, cred că majoritatea știu, sunt în pădurea Pusnicu, dacă nu mă înșel. Băi, cum de nu m-am gândit că eu vreau să mă duc tocmai la Luica, dar era foarte departe. Am nevoie de o pădure în care vreau să filmez o grămadă de vloguri cu mașini și am nevoie să le prezint. Unde le pot prezenta? Aici. Aici le prezint cel mai bine, deoarece e răcoare. Vară e moarte clinică. Și nu numai. Am o grămadă de vloguri de făcut și am nevoie de... Băi, răcoare! Deci vorbim că acum e ora 7. Chiar 7 jumate s-a întunecat, dar mi-a plăcut să fac câțiva kilometri cu această motocicletă pe care am să vă prezint imediat. E motocicleta pe care mi-am dorit-o de foarte mult timp și ce credeți dacă vă spun că nu are nici 100 de kilometri, probabil nu o să mă credeți. Dar în vlogul acesta nu o să filmez. Când merg cu ea, vreau să fac în vlogul următor, să facem drive testată. Astăzi doar de prezentare și să vă salut pe toți. Uitați-vă cum arată. Hai că da, e foarte interesantă. Ce vreau să vă anunț, stați un pic, să nu se înțeleagă greșit. Motocicleta e un CF Moto 450 SR. Un leu nu văd de la ăștia de la CF Moto, iar din București, de unde am adus-o, am avut numai probleme. Nu-mi pare rău, nu regret că am luat-o de la cine am luat-o, nu vreau să dau nume să nu se înțeleagă greșit, dar nu o să mai cumpăr nimic, nici un litru de ulei nu o să mai cumpăr de la ăștia de unde mi-au adus motocicleta, deoarece nu e seriozitate. Băiatul care m-a ajutat cu vânzarea, Vlad, îl salut că o să se uite. Dar în rest, băi, aveți grijă de Vlad că e șmecher, ajută foarte mulți clienți. Dar în rest, promisiuni că a venit de o lună jumate. A venit motocicleta. În fine, hai să nu fim hateri, hai să fim loveri. Hai să vă arăt motocicleta. Și uitați-o. Eu zic că pentru mine e perfectă. Eu nu sunt un gai foarte înalt, am 1,66 m și șaua pentru mine nu reprezintă un disconfort. Mai era și varianta fără tobă. Era o tobă, bine, fără tobă aici. Era o tobă doar până aici și era monobraț. Și am vrut cu dublu braț, pentru că după cum se observă e și mult mai atractantă. Atractivă și frumoasă. Băi, arată chiar frumos. Mi-a plăcut foarte mult șaua. O să vă arăt imediat stopul. Deci e o motocicletă full LED 2024. Un CF Moto 450. Am dezlipit eu pildele de aici. Era un aici. Nu mă interesează. Și la Peugeot-ul meu nou. La mașină am dezlipit-o ce scrie Peugeot-ul, ce scrie serie. Nu mă interesează chestiile astea pe mine. Că nu fac reclamă, eu nu primesc un leu. Pune contactul. O să vă arăt ceva și la intrarea pe autostradă. Hai să zici. Așa arată bordul, meniul îl avem aici, claxonul se aude foarte tare, dar nu vreau să deranjez, oricum lumea a început să plece, dar aici pornește, e N, o să o pornim imediat. Băi, se strâng și bucățile astea de semnal, în caz că aveți nevoie să o băgați pe undeva. Uitați-vă și voi ce înseamnă full LED, adică pornește direct pe fază scurtă. E o motocicletă superbă, am vrut să-mi iau varianta de 300, dar asta mi-a plăcut, e aici un fel de carbon, cum e și la Peugeot. Văd că se copiază unii pe alții sau cel puțin își împrumută ideile. Asta a sunat mult mai frumos. Ca și motocicletă, nu-mi vine să cred cât de rapidă e. Deci i-am dat 120 așa, pac, pac, 1, 2, 3, 4, ce ai mai imediat, deci fuge de rupe, dar fiind în garanție și având ca și kilometri, vă arăt imediat, 98 de kilometri. Cred că se poate observa. E un ațipil de aici, nu știu cum să-l dau eu jos. Hai, lasă-l acolo. Hai, lasă că îl dau până la urmă. Sper că nu e o serie, da. Ne arată și câte grade sunt afară. Uite cum am văzut, 98 de kilometri. E nou-nouță. Dacă oprim cont, de fapt, hai să vă arăt și pe spate. Ia uita ce frumos se vede. Și stopul pe frână e la fel de interesant, dar știți cum? O să apăs eu cu piciorul aici, ca să vedeți. Ia uite. Era mișto dacă... Dar ce să mai, că se vede de departe. Mi-a spus și Ștefi că ea a mers cu mine cu Loganul să-mi iau motocicleta și a mers în spate. Mi-a zis, băi, vezi că se vede de departe. Dacă oprim contactul, uite așa, și îl pun la loc, să vedeți ce frumos e jocul acesta. Ia, ia uite. Ba, au lucrat. De ce să zic? Și ATV-ul e de la CF Moto. Încep și fac treabă, băieți. Uitați-vă și voi ce lumină frumoșică. O să facem drive test de noapte, drive test de zi. Am luat-o să filmez cu ea și să mă distrez. Ce vreau să vă arăt acum și să-mi cer și scuze? Hai să ies.
Băi, e altă treabă când îți iei tu motocicleta ta, furca e inversată, discurile de frână Brembo, scrie pe ele, sunt super șmechere, ABS, tot ce trebuie, frate. Băi, e altceva când îți iei tu motocicleta ta. Fac tot posibilul să învăț pe cât mai multă lume care e treaba cu educația financiară. Dacă ai educație financiară, îți permiți orice, orice. Dar lumea dacă aruncă cu banii, bapă grătare, bapă hau. Și aici este un Crash Protect. Deși că aici trebuie să-mi pun eu unul. Trebuie să-mi comand unul. Văd eu de unde le iau, mai ieftinior, că la noi în România sunt foarte, foarte scumpe. Să nu cadă sau să mi-o dărâme cineva, vântul, ceva, și o să-mi pun un Crash Protect aici. Semnalele fiind pe LED, ce credeți, avarie, tot, s-au dezlipit. Hai să dezlipim și acest reflectorizant. Hai că dau să am numere cu XXX în curând, de brother. Și avaria. Nici n-am știut care avarie, sincer să fiu, până am încercat să pornesc motorul și n-am nimerit. Cum să n-aibă avarie când e o super motocicletă? Băi, pentru mine e absolut superbă. Și vedeți că și din față se vede mișto. Mi-ar fi plăcut niște semnale mai mici aici. Niște, nu știu, ceva modificat. Dar fiți atenți că nu e chiar așa. Tocmai de aceea am zis și accept orice comentariu legat de, bineînțeles, această, sau ce ar fi putut să mai schimbe ei. Dar fiți atenți, așa cum stau pe ea, o, tată, o, dacă vă uitați, eu văd foarte bine în oglinzi, adică sunt super bine centrate. Deci am crezut că e, nu știu, o chinezărie de aia care, mamă, cât de departe sunt din față, se vede, zici că e cal, adică oglinzile se văd ciudate. Nu! Sunt absolut perfecte. Mai sunt unele oglinzi pe care le pui aici. Nu știu, nu vreau să stric nimic, deoarece totul e perfect. Ce joc să aibă, mă, când e nouă? Tot așa m-am gândit și eu. Bă, frate, cum ar fi să-mi iau o motocicletă nou-nouță? Dacă vă spun că am dat 164 de milioane vechi, adică 16.400 de lei, nu o să mă credeți. Pentru că am prins-o și cu reducere de pe site, mi-a făcut brotherul Vlad reducere, și ce credeți, și cu proiectul Rabla. Deci de-aia îi mulțumesc lui brother că m-a ajutat și n-am vrut să renunț la ea, deci că eram cât pe aici să renunț. Nu. Văd că mai vine cineva, se mai aude un sunet, nu știu dacă puteți auzi și voi, nu știu ce motor are, că se tot plimbă lumea cu motoare pe aici, dar nu știu ce motor e, sau cel puțin de cât e, dar ăsta de 450 e absolut ce-mi trebuie mie. Mie nu-mi place să facă gălăgie tare, să se audă foarte tare. Dacă se aude foarte tare, o să am probleme cu organele. Depinde ce organe. Organele de poliție. Evidența ține concurența. Fiți atenți la camera asta cât de șmecheră, apăs un singur buton, se face blur în spate. Cât de șmecheră poate să fie. E camera aia de la Sony. Păi investesc în ceea ce îmi place. V-am mai spus, educația financiară e foarte importantă. Îl ascultam pe unul și credeam că la bate câmpi. Dar ce bani ai, fă tot posibilul, strânge-i, strânge-te de oriunde dacă vrei să ai ceva bun. Da? Pentru, fiți atenți, apăs din nou pe butonul ăsta și se vede și în spate frumos. E șmecheră, camera mai de aia de vloguri. Nu fac reclamă, vă jur că un leu nu iau, dar e Sony ZV-E10. Pentru că, da, poate vor unii să știe, și cu un microfon extern pe care l-am aici. E foarte șmecher, se vede foarte bine. Ce rău îmi pare că nu are microfonul ok această cameră. Cât bani am dat pe ea și cât de bună e, nu e ok. Ca și cadru, eu îl văd țapăn. Se poate schimba, uitați de aici. Și îl puneți în partea asta ca pentru circuit. Era o Yamaha. Mamă, câte ture schimbă, eu schimb în 3.500-4.000 de ture, pentru că e și la început. Dar nu-mi place o motocicletă să fie gălăgioasă. Și a mea se aude ca a lui. Dar nu-i dau. Și cauciucurile noi. Băi, toate noi, cum să nu mă bucur de viață? Ce mai îmi trebuie de acum? Uita ce aripioară mișto, cât de frumos e. Ca ole că tu-ți permiți, bă, băieților, dacă ați ști cât câștig eu, ați zice, bă, băiatul, pentru rate, pentru toate alea, dar știți că, uite și aici, știți care-i treaba? Nu beau, nu fumez, nu pierd banii, mă. Acum n-am nimic cu nimeni, nu mă interesează de nimeni, mă interesează de mine. I-am pus contactul, așteptăm să se facă simbolul ăsta frumos. Absolut nu mă interesează de nimeni, mă interesează de mine. Ce am eu aici are și familia mea. E pe N, pe liber, se schimbă super șmecher. Bă, când am făcut școala de șoferi, aveam probleme. Mi-a dat o javă, nu știu, o motocicletă de aia, nu mai țin minte ce era, de 125. Doamne, dacă nu căutam vitezele, devenea leșin. Și fiind mai inteligent un pic față de mulți care am văzut că se chinuiau,
am început să le cunosc, pentru că era varză cutia, varză, motocicleta avea 20-30 de ani. De aici se bagă cheia și se scoate, ce credeți? Asta, și se scoate de aici un Imbus și se scoate șeaua asta să ajungi la baterie. Și șeaua e foarte șmecheră, mi-a plăcut foarte mult că e foarte sportivă. Hai să-i dăm o cheie. Ce frumos se aude. Nu știu cum o auziți voi, dar se aude la microfonul pe care l-am la birt. Eu zic că nu te, n-are treabă nici poliția, pentru că e tobă stoc, e originală, tată. Așa se aude, așa am primit-o. Mamă, mai tare se aude motorul decât toba. Băi, ești nebun? Nu-i dau tare, nu-i dau cârjă, pentru că e nou. Lucru nou, dacă n-ai grijă de el, nu o să aibă nimeni, așa că tu ești cel care va trebui să aibă grijă de ea. Și după cum se observă, am. Îmi place foarte mult, mă bucur pentru că am luat-o pe banii mei, pe munca mea, cinstită, absolut. Radiator, tot, nou-nouț, claxon. Zici că s-a necadrața, se aude foarte bine, faza scurtă, faza lungă, băi, e șmecher rău. Ia să vedem dacă se vede, nici nu știam de unde se... De ce credeți? Când am luat-o, era semnul ăsta prins, fază lungă, și am zis, mă înjură tot. Și după aia mi-am dat seama că e de aici, am uitat, eu căutam pe aici. Uite, nu știu dacă se, nu cred că se observă, când pui contactul, se aprinde faza scurtă. Dar totul e LED, mă, uite, așa se vede cel mai bine. LED, dă brotherii mei, nu o să mai stau mult, așa arată motocicleta. E foarte bună pentru mine, deci v-am spus, hai să vă arăt cum stau pe ea. Uite așa, deci nu calc cu tot piciorul. Să zic așa, uite, acum calc tot piciorul, uite acum. Acum calc tot piciorul, iar acesta mai are, nu știu, se poate observa, uite, cam așa. Adică și asta e un pic înaltă. Bine, stau și eu și mă țin pantalonii ăștia, dar uite cum stau, cam așa. Dacă stau pe vârfuri, nu chiar pe vârfuri, cam pe 50% din talpă. E ok, oricum, e bine, sunt alte motociclete înalte. Șaua e atât de înaltă încât nu aș putea, aș putea să merg pe ele, dar trebuie să mă înclin, să... Na, ar fi șaua mai cam așa și nu cred că e ok. Băi, dacă aveți motociclete și vreți să faceți vloguri, scutere, orice, cu mașini, eu și aici o să fac mult timp. Aici, în pădurea Puznicul, la Brănești, lângă Pantelimon, e foarte aproape de București. Cauciucurile, nouțe, lanțul, nou-nouț, nu o iau prin praf, nu o iau pe nicăieri, ca la carte. Pentru că vă dați seama ce aș plânge să cad cu ea, dar când plouă, nu cad. Uitați și modelul. Ok, hai că am lăudat-o prea mult. Astea sunt LED-uri și eu trebuie să intru pe live. Am live azi, facem un live puternic. CF Moto, geamul ăsta ajută și el. Da? Nu ai cum să pui ceva, un fel de... Dar mi-am făcut comandă de un ghiozdan pentru motociclete. Casca mea. Microfonul. Și aici am pus ca să nu le murdăresc, pentru că e destul de călduț, am, s-a răcorit, am genunchierele și cage-ul. What the fuck, ce e asta? Ia lăsați-mi în comentarii. Bă, ia uite încă unul. Ce e asta? Pe lângă chestiile banale pe care trebuie să le fac cu familia, îmi fac și eu plăcerile. Iar acum vom face foarte multe vloguri, că o să mergem în foarte multe locuri. Și pe canalul secundar, Fish Hacker, cel mai mare canal de pescuit din România, este, va fi... permanență, o să mergem la pescuit cu motocicleta, pentru că și pe site-ul meu, pe care o să vă invit, sharimag.ro, da? www.sharimag.ro, în curând o să aduc lansete, undițe, absolut tot, marca mea, marca înregistrată, tată, plus multe alte proiecte, verificați, mamă cât de bine aici de testat, fel și fel de, ce e șmecher rău de tot, fel și fel de proiecte, bă, e interesant, și nu numai, pe asfalt, direct aici, știți ce zic, Caterinca, biciclete, trotinete, mamă, cu trotinetele, să vedeți ce o să postez. Vedeți că pe acest canal o să găsiți, cred că, aproape 1000 și ceva de vloguri. Sunt convins că nu le-ați văzut. Da, intrați la videoclipuri și derulați în jos, derulați, 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 că am multe, multe videoclipuri. Fac vlogging din 2014, brotherii mei, sunt al treilea vlogger din România care a început să facă vlogging. Gata, pleacă lumea de aici,
plecăm și noi. Vă pupă fratele vostru, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Dacă nu te-ai abonat la acest canal, nu uita să o faci, încă nu e târziu, întotdeauna e loc de mai mult. Și pe canalul Fish Hacker, pe care îl găsiți în descriere, o să vi le pun, dar ce cauți pe YouTube Fish Hacker, brotherii mei? A venit Băbuța, o să găsiți vloguri și shorturi și pe Instagram, Shari Vlogger, TikTok, Shari Vlogger, toate Shari Vlogger, Facebook Shari Vlogger, le găsiți în descriere. Eu vă pup, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. În vlogul următor o să facem drive test. Pornim nebuniile. Bum, 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 toate babele sar acum. E petrecerea în toi, ne distrăm ca de ajun. Cu Ana Leana sare în cap, toată lumea se distrează. Maricica e pe zonă și Larisa explodează. Vecinii bat la ușă, sar găinile în sus. Muzica speră la blană, creierii s-au descompus. Hai babele sus, babele jos, babele sar pe geam. Că nu mai o viață am.